Bună seara tuturor! Sunt Arotela. Încerc să fac o etalare mai spontană. Nu știu, am simțit nevoia să fac o etalare. Încercăm ceva de genul alege cartea sau setul de cărți sau un număr, în fine, o chestie. Vă alegeți din mai multe chestii și vedeți cât rezonați. Din păcate sau poate din fericire. N-am foarte multe seturi de cărți aici, sunt la mine în dormitor și n-am decât setul acesta. Încă unul, acesta. Și acesta, slavă Domnului, e în dublu exemplar. Am și sus, în atelier și aici. Vedem cu ce ne ajută. Nu mai ofta, mora, nu mai ofta. Am zis că să încercăm să vedem. Totuși, la ce se gândește el sau ea acum cât nu vorbiți? Că da, știm bine că la nivel colectiv sunt multe cupluri care nu comunică unul cu... în care nu comunicați unul cu celălalt. Nu comunicăm. Hai să mă bag și eu în oală cu voi. Să empatizez. Și nu doar de amorul artei și a empatiei, pur și simplu, chiar. Și eu să zic că sunt într-o situație asemănătoare. O să-mi aleg și eu, evident, o poziție. Nu știu ce să vă pun să alegeți. N-am decât această carte pe care îmi voi amesteca seturile. Alegeți de la 1, 2, 3 și 4. Da. Puneți pauză, vă uitați, niște imagini interesante. Creație Lalique, Art Nouveau, Franța, 1920, adică exact acum 100 de ani, dragii mei. Poate un pic mai devreme de 1920, dar tot cam acum 100 de ani, da? V-ați ales. Ia să-mi aleg și eu. Ok, mi-am ales și eu. Vedem ce ieși. Deci, la ce se gândește sau cum gândește despre voi această persoană care nu vrea să comunice? De ce nu vrea să comunice? Ia să vedem. Are regele de cupe. Are o mare dragoste, dar nu arată că așa face regele de cupe. Și a apărut destul de repede. Încercăm așa o etalare destul de scurtuță. Shorty. Probabil că are la capătul setului, are de rezolvat niște responsabilități. Ori o relație karmică în care se simte epuizat, consumat. O responsabilități acasă, mamă, tată, frați, surori, copii, din flori sau neflori. Ori un job epuizant. Sunt niște responsabilități în joc, da? Niște chestiuni care țin de locul de muncă. Dar, când se gândește la voi, toată dragostea. Dragoste mare cât un ocean. Însă, nu vedeți, cred că în perioada asta nici măcar cupa nu vedeți. Poate unii dintre voi, dacă faceți video chat, glumesc, dacă faceți video, prea multe, nu prea multe, dacă faceți video chat, ar putea să vedeți un dram de emoție, un dram de sensibilitate, poate primiți un mesaj drăgălaș, vedem ce ar putea să însemne cupa aceea. Dar e atât de mică în comparație cu oceanul acela. Ia să vedem la ce se gândește persoana la care v-ați gândit voi. Încă o carte. Hai să vedem trei cărți. Ok, da, conflicte interioare. 5 de bâte. Afară de faptul că are de luptat cu acele responsabilități, se luptă și în sinea sa. Veți face parte din viața lor? Faceți parte, vă va acorda timp în condițiile în care sunt atâtea lupte. Și nu doar interioare, ci și cu concurența, că doar am văzut la locul de muncă. Iar la capătul setului de cărți apare 6 de monede. Ar încerca să echilibreze situația, dar în momentul ăsta nu este echilibrată. Am spus, ori probabil investește prea mult în job, în situațiile acelea care îl o consumă, și nu are timp de voi, deși, evident, a apărut, chiar dacă balanța este în dezechilibru, undeva
Există această, eu așa simt, cu regele de cupe, există dorința de reechilibrare, de împărtășire. Ia uite, nu se comunică. Nu se comunică. Deși simte că aveți o valoare specială. Aveți o valoare specială, regina de monede. Încă o carte pentru primul număr. Uite, e foarte spontană etalarea asta. Uite, a vrut să se arate. Iar, 2 de spade. La capătul setului, valetul de cupe. Cupa despre care am vorbit. Acel mesaj drăgălaș care ascunde totuși în spate multă pasiune, multe conflicte, dar este doar foarte puțin din ceea ce simte. Din ceea ce simte. În spatele cavalerului se vede și un mare preot. Ori persoana e căsătorită, am zis mai devreme, cu 10 de bute, ori dacă nu e căsătorită, posibil pentru unii dintre voi există o chestiune de moralitate care trebuie discutată, dar discutată ca lumea. Sunt trei, ia uite, valetul, cavalerul de spade și regina de spade. Eu nu o să mai pot să dau înapoi. Trebuie discutate lucrurile astea, eu așa simt. Nu cred că în aceste condiții în care suntem toți ar putea cineva să facă vreo ofertă de lungă durată, dar s-ar discuta niște chestiuni care țin de moralitate, de tradiții, de stabilitate, măcar la modul general, pentru că totuși în spate există o mare bucurie. 9 de cupe și 9 de monede. Am zis, aveți o valoare specială, le aduceți multă bucurie, că altfel cum ar putea să vă iubească atât de puternic? Și totuși, nu există comunicare. Posibil tocmai, da? Tocmai pentru că există această dragoste foarte mare, aceste multe emoții și posibil tulburătoare pentru unii dintre ei sau ele, și acest conflict interior, probabil că din acest motiv, zic eu, persoana nu comunică sau comunică foarte puțin în cazul în care totuși există comunicare. E un blocaj, da? Aici nu treci. Pentru că trebuie să... În primul rând, mulțumesc de inspirație, în primul rând trebuie să-și deblocheze inima, da? Asta e clar. Trebuie să-și deblocheze inima. Nu că nu ar avea dragoste, se vede. Nu este obișnuită să împărtășească dragostea și să o simtă atât de intens. E ca și când această mare, acest ocean de emoții, da, pe care îl simte față de dumneavoastră, vine de undeva din spate, posibil are planete, mersi de inspirație, are planete pe casa a 12-a sau sunt niște aspecte legate de Neptun sau pur și simplu, vom vedea dacă se clarifică într-un fel, niște aspecte în care persoana respectivă nu e obișnuită să aibă de-a face cu atâtea stări, confuzii, emoții, am zis, ce-ar mai fi. Încearcă să-și păstreze rațiunea. Eu cred că asta este. Și aici este conflictul și are nevoie. Pentru unii poate să fie balanță sau cineva cu planete în balanță, semn de foc sau apă. Deci oceanul acela încearcă să îl țină cât mai departe. Deci se concentrează mai mult pe lupte, pe responsabilități și mai puțin pe emoții și comunicare. Haideți să vedem un alt mesaj. Așa repede? Da, am zis sensibilitate.
persoana respectivă nu că nu simte, este extrem de sensibilă și chiar ar comunica eventual cu altcineva, counseling, despre tot ceea ce simte în legătură cu voi. Poate are pe cineva mai apropiat, un prieten, o prietenă, poate ar trebui să... Ideal ar fi să discutați voi doi, cum am zis mai devreme, că doar apărut cărțile, dar rămâne de văzut. În primul și în primul rând, trebuie să vindece niște răni ale trecutului, pentru că așa se întâmplă cu cei care nu au această îndrăzneală, da? De a comunica deschis despre ceea ce simt. Am spus că e mai short, da? Încă o parte. Ce simte persoana pe care numărul 1 și-a ales-o? Ia uite. V-are în gând, da? Și tocmai din cauza că se gândește foarte mult la voi, încearcă să blocheze un pic comunicarea, că este prea mult și gând, și emoții, și lupte interioare, și pasiune, că am văzut și cavalerul de bâte. Există câte ceva din fiecare element. Dar nu am văzut prea mult pământ. Probabil că aici e provocarea că se dezechilibrează, decât 6 de monede, din câte mi-aduc aminte, care în situația asta pare mai degrabă o balanță, nu neapărat semnul balanței, o situație dezechilibrată. Vă are în gând. Da? Și posibil unul dintre voi, ori ei vă văd pe voi ca pe o persoană foarte independentă, într-un fel autoritară, autonomă, autentică și care și-a ales drumul, misiunea. Uh-huh. Și aici este conflictul. Asta pentru că, am zis, sunteți ca un rege, ca o regină, da? Aveți o poziție deosebită, într-un fel sau altul. Și ei, cum am văzut mai devreme, au apărut ca și valeți, ca și cavaleri. Și aici este provocarea să crească. Și stau și se gândesc cum ar putea eventual să ajungă și ei în această poziție. Sau măcar mai aproape. Este prima oară când văd semnul monedelor. Posibil se gândesc cum să facă bani ca să se ridice într-un fel sau altul mai aproape de nivelul vostru. Posibil nu se simt în anumite privințe, vedem cum rezonează, nu se simt pe măsura voastră. Vă văd într-o postură mai ideală, mai fine. Văd superior lor, cel puțin, dintr-un punct de vedere. Oricum, este o luptă interioară, am zis, între gândurile negative și cele pozitive. Eventual, într-un fel sau altul, poate că și îi inspirați prin această sensibilitate. Văd o conexiune la nivel mental telepatic și o conexiune pe care încearcă din răz putere să o blocheze, dar nu cred că reușesc, pentru că totuși sunt cărți puternice. Și cred că încearcă să-și înțeleagă și ei misiunea sau rolul în această relație, în acest moment. Cam atât am zis să fie mai scurtuță. Trecem la numărul următor. Ok, numărul 2. Am revenit, am amestecat cărțile. Wow! Și ce văd aici la capătul setului de cărți? Un soare. Bucurie mare, vedem. Dacă se va manifesta, dacă este doar o trezire sau e chiar bucurie. Wow, și marea preoteasă. Mai, și 10 de monede. Ce frumos ar fi să se împlinească, nu? Ideea este că, într-un fel sau altul, e în gândul măcar a unuia dintre voi doi. Această mare bucurie în secret. În secret. Wow, și vreți, și cavalerul de cupe. Există o dragoste mare. Vedem dacă se manifestă. Oricum, de ce, doamne, nu vorbește? Ia, uite, de ce nu vorbește? Deci, am zis că la ce se gândește în această perioadă, la această ofertă? Ori ar vrea să înceapă un proiect. Dar, totuși, să ne raportăm la voi, ar vrea să vă ofere ceva. Măcar un dar.
Nu, Mosai, pentru unii ar putea să fie, să se discute, wow, împărăteasa Taur sau Balanță, da? Ce cărți aveți? Și puterea? Ah. Un Taur sau Balanță încearcă să-și facă putere să vină înspre voi să vă ofere, da? Cineva oferă și aici oferă. Pentru că aveți o legătură foarte frumoasă, emoțională, telepatică. Poate când intrăm în zodia Taurului, ceva să se mai schimbe în comunicarea dintre voi. Dar asul de monede, i-am zis de nu știu câte ori, este o energie care e mai degrabă în 5 de plutește în aer, e în gând, e în gând. Eventual și-ar dori să, așa vine, așa simt, așa citesc, și-ar dori să vă invite la o plimbare printr-un parc, pe un parc din acela frumos, așa, cu arcade, cu îmbrăcate în iederă, verdeați după atâta carantină, vă dați seama, toți vrem să ieșim afară. V-ar invita eventual și acolo poate să aveți o întâlnire, să discutați, să mâncați ceva bun, da? Pentru că împărăteasa hrănește și e generoasă. Oricum, ar vrea să se exprime și practic, într-un fel sau altul, dar vedem ce mai apare. Au sărit. Da. Cred că persoana nu a arătat ce simte. Inițial n-am vrut. Stați un pic să pun pauză să mă apeg să iau și cealaltă carte. Ok, am luat-o. Și cred că la acestea rămân, pentru că și așa am depășit numărul. Normal am zis că scot trei cărți și acum au venit astea trei care mi se par foarte importante împreună cu prima, da? Aceasta o pun la sfârșit. Cred că în trecut, persoana, într-un fel sau altul, v-a mințit sau s-a mințit pe ea însăși. Vedem. Ce înseamnă? N-a vrut să arate eventual ce simte, dar de simțit are. În primul rând, vă apreciază, că asta înseamnă monedele. Și când apreciez pe cineva, încerc să-i ofer măcar ceva vizibil, da? Nu doar vorbe, nu doar emoții, pentru că îți dai seama că trebuie să exprimi sentimentul acesta și într-un mod practic. Am spus că în trecut cred că a încercat să fugă sau v-a mințit sau s-a mințit într-un sens sau altul. Ideea este, iar apare numărul 10, unii și semn de aer și am văzut și împărăteasă, probabil că este o balanță în joc pentru unii, poate să fie și semn de pământ, poate să fie și un scorpion pe judecata. Așa, ideea este că vrea să schimbe. Își dă seama, pe de-o parte, că această întâlnire este de destin, este foarte importantă pentru ei, pentru el, ea. Așa, dar dacă în trecut, din niște motive, a existat această energie, e o energie negativă, cine minte sau se minte sau se păcălește, intră într-o vibrație joasă. Încearcă să scoată, să iasă din această energie și pentru că totuși apare în imagine o spadă, posibil își dorește comunicarea pentru că în ultima vreme, în această perioadă în care nu ați comunicat și mai ales probabil în această perioadă de carantină, a început să vadă semne din jur. Îngerii să-i trimită din ce în ce mai multe semne că măcar e cazul să discutați, dacă nu chiar mai mult. Posibil vrea să renască din această energie negativă, dar și să o transforme. Sunt două cărți care vorbesc de schimbare și transformare, renaștere. Ei, și atunci, evident că după renaștere ar trebui să apară acest as de monede. Posibil, să clarific, iar apare 10 de monede, își dorește abundență, își dorește să comunice emoțional și totuși e conștientă că trebuie să aștepte, măcar în această perioadă de izolare, iar care se va prelungi, da? Să mai aștepte, eu știu cât, 7 zile, 7 săptămâni, da? Până reușiți să puneți bazele unei prietenii măcar, sau unei întâlniri, acum e interesant, cum am zis mai devreme, o arcadă cu verdeață, să vă întâlniți undeva, să vă simțiți bine și să lăsați în urmă
niște situații foarte negative. Posibil, posibil, ori voi, ori ei. Ați plâns foarte mult. Vorbim totuși de ei, da? Înseamnă că despre ei ar trebui să exprim această viziune. Au plâns foarte mult pentru că s-au simțit legați de ceva și nu au putut să echilibreze relația dintre voi, 6 și 5, da? N-au putut. N-au putut, dar își doresc să se lupte cu acele energii, influențe negative, ce or fi ele, și să comunice. Își doresc, da. Își doresc. Poate au fost niște chestiuni legate de casa lor. Nu musai. Poate unii sunt căsătoriți, dar poate nu ar fi toți căsătoriți. 10 de monede mă trimite cu gândul și la familia din care se trage. Părinți, mamă, copii, copină, surori. Da. O chestiune care ține de genealogie. Au fost iar conflicte, conflicte verbale. Haideți să vedem. Numărul 2. Mai este foarte spontană. Vedem ce și cum rezonează cu unii dintre voi. Nu m-am simțit bine astăzi și așa a fost un moment de confort în care mi-am zis, hai totuși să vedem. La ce se gândește persoana care are numărul 2? Practică. Trebuie să practice ceva. O comunicare. O comunicare. Cu fluierul în acest moment îmi sugerează comunicare. Să studieze eventual o schimbare de carieră, cum am zis mai devreme, ori se gândește la un proiect și din acest motiv nu și-a exprimat sentimentele, ori pe de altă parte își dorește să vă facă o ofertă tocmai pentru că vă apreciază și posibil că au de lucru în acest sens. Încă o carte. Apare healer. Trebuie să vindece. Trebuie să vindece. Iar a apărut și la numărul 1. Poate are legătură. Trebuie să vindece niște, evident, chestiuni care țin de carieră, iar și de energy healing. Ah, interesant. E o chestiune cu mască, apropo. Apropo, că sunt mai nou, toți o să ne punem mască când ieșim din casă. Ah, da, interesant. Am spus că am primit un mesaj. Cred că unii dintre ei aveau obiceiul să nu arate, da? Să-și pună mască în fața anumitor persoane, în sensul să nu arate ce simte în fața anumitor persoane care le atingeau sufletul într-un anume fel mai profund. Și probabil că aici trebuie să vindece unii dintre ei. Pe de altă parte, posibil, pentru foarte puțin dintre voi, persoana în cauză să lucreze în sistemul sanitar și să practice vindecarea și din acest motiv a trebuit ca să arate mai puțin emoțional, să aibă o strategie mentală în abordare. Că asta înseamnă și strategie mentală în abordarea situației, relației dintre voi. Pentru foarte puțin. Să vedem de aici. Un mesaj pentru numărul 2. Numărul 2. Sper să puteți face tălare. Emotions, da, emoții. Aici e chestiune. Emoții pe care încearcă să le reprime.
E carantină, e izolare, dacă lucrează și în sistemul sanitar într-un fel sau altul, sau are această misiune de a vindeca pe alții, evident că trebuie să se calmeze, să se răcească emoțional. Pe de altă parte, cred că unii dintre voi aveți marcaj pe nodul sud și nodul nord al lunii, misiunea în viață, și dacă aveți pe nodul sud, da, ați simțit această intensitate între voi doi. Dacă este pe nodul nord, iar este intensitate, dar vă aduce, vă desparte, vă aduce, vă desparte. E tot un tute vino. Dacă sunteți la început de relație, probabil că de-abia acum începe să renască niște amintiri, da? Niște emoții din trecut. Posibil în această perioadă, tocmai pentru că nu comunicați, există și toată paranoia asta și nebunia asta la nivel planetar, încearcă să-și separe, și bine ar fi să și reușească, gândurile, emoțiile negative de cele pozitive, și cred că reușește, pentru că apar două cărți care vorbesc despre schimbare. Și iar cu spada la orizontal mă gândesc la balanță. Dar am zis că s-ar putea să fie pe nodul nord, nodul sud, niște aspecte între voi doi. Cred că este o luptă de transformare și bănuiesc, eu presimt că la sfârșitul perioadei, când se va comunica, vă va face și o mică ofertă. Oferta asta nu e musai, e posibil, vedem în timp. V-am zis, e o prezentare foarte scurtă. Nu e musai să fie o relație de lungă durată, ci un fel de a-și arăta aprecierea pentru voi. Vedem ce se va mai arăta în cărți, în zilele următoare, în săptămânile următoare, da? Oricum, își dorește renașterea, dacă dacă v-a mințit sau ceva nu a mers, da? Își dorește schimbarea, vindecarea situației dintre voi doi și această ofertă, da? Foarte frumoasă. Trece la numărul 3. Sper să pot să termin etalarea. Numărul 3. Numărul 3, ați primit magicianul. Persoana vă vede fascinați. Fascinați. Este aproape vrăjită de voi. Și își dorește să manifeste ceva deosebit cu voi. Să o ia de la 0, de la 1, în fine, eventual. Ba chiar de la 0, pentru că vrea să lase ceva în urmă ce nu a aprit. Ori o situație anterioară în care voi doi nu v-ați înțeles și vrea să repare, sau o situație în altă parte în care s-au consumat foarte mult responsabilități, o căsnicie, un job, niște chestii destul de obositoare și grele. Asta pentru că totuși există Eu cred că au fost niște răni între voi, niște dezamăgiri foarte mari între voi doi și în primul rând își dorește să se echilibreze emoțional și eventual să renunțe la niște iluzii pe care și le-a făcut eventual cu un semn de foc pentru unii dintre voi? Îmi spuneți. Bine, se presupune că n-ar fi trebuit să citești aici, dar mai adaug câteva detalii pentru unii dintre voi. Oricum, ideea este că vrea să lase ceva în urmă din punct de vedere emoțional, ceva ce nu a prit. Magicianul, ia, regele de bute. Vrea să fie el sau ea să-și exprime pasiunea într-un mod foarte
stabil, care regii sunt stabili, intens, creativ, ce simte în această perioadă față de voi. Evident, multă atracție fizică, am zis, se simte ca și vrăjiți, vrăjită, vrăjit. Simt că li s-au umplut paharele. Poate unii dintre ei să bea. Dar nu e obligatoriu, numai dacă au această tendință. Dar eu zic că 9 de cupe acum reprezintă acea senzație că ți-ai întâlnit steaua destinul alături de această persoană. Vă văd frumoși și vă văd așezați din punct de vedere profesional și își doresc să-și facă planuri de viitor cu voi, să vă ofere un mesaj drăguț. Un mesaj drăguț. Dar mesajul ăsta exprimă atât de puțin față de cât este de fapt în spate, da? Față de cât este în spate o regină de cupe. Iar o persoană, vedem, în povestiți, care nu și-a arătat sentimentele. Și preferă, preferă să nu își arate emoțiile și mai degrabă pasiunea. Probabil acesta este limbajul lor. Fiți atenți unde o fi având Venus. Vrea să renască situația, să o transforme. Își dorește să-și asculte intuiția, dar e un pic înfricoșată de ceea ce aude, pentru că lunea afară de intuiție înseamnă și frici. Conflicte interioare. Sper să nu fiu îmbruiată. Cred că toți suntem îmbruiați acum în această poveste, într-un fel sau altul. Numărul 3. Hai să ajung și eu la 4 măcar. Repede, shorty. Încă o carte pentru numărul 3. Ce simte? Nu vreau să vină ele. Altfel aș alege eu. Ok, regina de cupe. A vrut să se arate. Imediat nu pot. Deci s-a arătat, a sărit regina de cupe. A sărit din ocean afară. Ideea este că n-a ieșit, n-a venit în poziția normală, a venit invers. Și când vine invers, îmi sugerează ori prea multe emoții, cum am văzut la 9 de cupe mai devreme, ori poate un fel de a fi mai manipulator. Sau poate, tocmai din cauza că simt atâtea emoții pentru voi, aici este lupta lor interioară. Nu, probabil că au mai avut de-a face cu manipulator emoțional și le este teamă, le-a fost teamă, ca nu cumva să fie... influențați de aceste emoții într-un mod negativ. Am zis, nu vor să fie influențați negativ de aceste emoții. Însă, probabil că ei mai greu își exprimă emoțiile, mai greu și le exprimă și posibil că le exprimă să fie așa într-un mod foarte impetuos. Dar ce simt pentru voi multă, multă pasiune și dorința de a crea ceva, ceva deosebit, ceva special, că magicia nu e specială. La capătul setului de cărți, iau te văd și 9 de spade și face griji persoana. La capătul setului de cărți, puterea încearcă să se abțină, încearcă să crească, pentru că sunt multe emoții în joc, sunteți apreciate, apreciați, sunteți văzuți ca niște persoane stabile și mult soare, multă bucurie, o persoană care le aduce multă bucurie în viață. Asta sunteți. Și eventual există această senzație de abundență, de stabilitate, de potențial de lungă durată, 10 de monede, 4 de bâte, regina de monede. Deci văd acest potențial în voi. Dar probabil că nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu atâtea emoții. Ia uite, cavalerul de cupe, asul de bâte, pasiune, în secret, încearcă să le controleze, ăsta e împăratul, încearcă să le controleze și să vină totuși cu o ofertă practică, la un moment dat, cândva, care să vă bucure. Vedem cum rezonează. Și dacă putem să facem toate etalarea. Te rog, mă, asta e cu minte. Mesaj pentru numărul 3.
Am zis că e mai spontană și facem așa pe furate. Bodywork. Probabil că își lucrează corpul să arate bine, să se pregătească pentru întâlnirea cu voi. Ia uite, builder, constructor, bodywork. Vor să pună osul la treabă în această manifestare. Chiar vor să se implice și am văzut chiar din imaginea pe care ați ales-o, dacă stau să merg, da? Ați ales numărul 3? Ia uitați-l cum muncește. Da? Chiar vrea să muncească această persoană pentru... Lasă să-i gândește. Asta simte față de voi. Că s-ar implica în această construcție. Și sunt dispuși să lase în urmă ceva. Ce au crezut ei. Interesant. O predicție mai veche. Li s-a făcut probabil, care într-un fel sau altul a fost înțeleasă greșit, că așa se întâmplă cu predicțiile. Și nu i-am mulțumit. Și acum vor să lase în urmă acele lucruri și să construiască ceva practic. Practic. Să vedem. Continuăm. Numărul 3. Ok. Interesantă carte. Masculin, feminin. Persoana asta este plină de foc și de pasiune. Și simt că este mult mai în acord cu latura lor masculină. Că e femeie, că e bărbat, nu contează. E foarte bătăioasă și din acest motiv nu prea are senzația că emoțiile îi slăbesc într-un fel sau altul. Dar asta nu înseamnă că nu simt. Probabil că felul în care sunt este mult mai de foc. Ideea e că a venit cartea invers. Și asta înseamnă că nu sunt în echilibru. Cartea sugerează să fii în echilibru. Latura feminină și latura masculină. Probabil că întâlnirea cu voi aici îi provoacă. Posibil unii dintre voi sunteți mai emoționali și mai pasionali și... Aici e provocarea. Regina de cupe e o persoană care oferă. Uneori poate să ofere prea mult și din acest motiv devine ori manipulatoare, ori neînțeleasă. Aici e provocarea. Puteți să luați mesajul nu doar despre persoană sau cum vă simte. Puteți să-l faceți și mai general, să-l proiectați și pe relație în general. Da? Este similar cu valetul de bâte, dintr-un punct de vedere. E o energie de foc la început. Cam ca magicianul până la urmă. Da? Dar ei totuși își doresc undeva să fie stabil. Că asta este regele de bâte. Persoană stabilă, autoritară, vor să vă protejeze, vor să aibă ei primul cuvânt, eventual și ultimul, să fie bărbați în casă sau... Femeia care, în fine, ține bărbatul sub capuc, în fine, pentru unii. La capătul setului de cărți, ce frumos, 9 de apă. Iar emoții, emoții multe. Și în acest context simt că după o perioadă de regrete, de plâns, de dezamăgiri, într-un fel sau altul vin niște binecuvântări. Eu zic că ceea ce macină ei acum în suflet, în sinea lor, și ceea ce pregătesc să manifeste în această perioadă și de tăcere și de izolare, arată bine. Așa simt. Vedem în cât timp. Deocamdată n-am făcut o predicție în cât timp se manifestă. Am zis să vedem cam la ce se gândesc ei în această perioadă în care nu comunică cu voi. Trece la numărul 4. Vă pupa. Numărul 4. Mă uitam un pic, mi-am pus ochelari și să mă uit un pic mai bine la ce ați ales. Așa am simțit acum. Sper să putem să terminăm etalarea în timp util. Simt că vor să construiască o ofertă emoțională, vor să construiască ceva artistic pentru voi. Nu știu, rămâne de văzut. Văd pe cineva care are cupe. Are și în mână, și într-o mână, și în alta, undeva și în spate.
Dar totuși e foarte supărat. Pe de o parte are această dorință de a construi, de a oferi ceva emoțional, ceva artistic, dar îi simt și foarte triști. Foarte triști. Vom vedea dacă se confirmă. Da, uite, ia uite. Văzut, l-am dat 4 de cupe. Și totuși vrea să vorbească. Ar vrea. Rămâne de văzut de la dorință la putință. Opa! 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 Multă pasiune! Atracție! Sexuală, evidentă că e simbol falic. Haideți să fim serioși. Se gândește foarte des la voi, într-un mod pasional. Și totuși, sunteți un mister. Sunteți un mister. Sunteți un secret. Ah, ce frumos! Sunteți visul pe care și l-a dorit dintotdeauna, dar ține secret. Este un vis, este un mister. Wow, sunteți regina de bâte. Vă și văd foarte sexy, foarte pasional și evident că îi instigați într-un fel sau altul. Sau, ce înseamnă astfel de bâte, înseamnă și inspirație. Pe de-o parte, afară de toate stările acelea fizice, îi și inspirați și e mare lucru. Stați să pun pauză. Ok, am pus pauză, că sunt multe întrerupere acum. Am zis cu o etalare foarte spontană. Ideea este că, deși sunteți văzuți ca pe o persoană super specială, un ideal, sunteți puși pe piedestal, în secret. Sunteți un mister, un profesor spiritual, și-a apărut profesor spiritual. Sunteți prea mult pentru ei, dintr-un punct de vedere. Se simt răniți, pe de-o parte, că am senzația că nu pot să ajungă la voi. Sunteți 10 de cupe stea, tot și ei sunt undeva în poziția asta. Și aș încerca să se detașeze mental, eventual să lucreze, să investească mai mult și să crească. Probabil că e o lecție și pentru ei să crească, pentru că în acest moment sunteți prea mult pentru ei. Prea mult. Vedem ce mai apare. Între timp, când am mai făcut pauză, am scos și cartea de oracole. Vă arăt imediat, dar haideți să vedem ce arată aceste cărți. Numărul 4. Numărul 4. La ce se gândește numărul 4 în această perioadă? Haideți! Am zis că să fie mai shorty. O să pun pauză, că dacă nu... Pun pauză. Gata, a venit. Au venit. Iar izolare, nu se vorbește, sau foarte puțin. Pentru că aceasta este o provocare pentru ei. Voi sunteți foarte înțelepți, sunteți ceva ce n-au mai întâlnit, sau probabil că nici nu... Și-au pus vreodată problema asta, să dorească pe cineva atât de special și să dorească și fizic. Wow, ce cărți! Nu se vorbește, decât eventual foarte puțin. Este o lecție, o călătorie spirituală, o lecție spirituală, în primul rând pentru ei și posibil și pentru voi. Voi să rămâneți acolo unde sunteți, oferiți, da, că sunteți regina de cupe, sunteți niște persoane foarte bune, generoase, dar trebuie să aveți grijă cât oferiți. Cărțile au venit așa, asul de bâte, moartea și regina de cupe. C-o fi cineva cu numărul 13, Scorpion, semn de foc, sau planete pe acolo, da? Să nu zic zodii. Ideea este că se gândesc că vor să se transforme. Și îmi confirmă mai multe cărți chestia asta. Poate că la un moment dat și-au dorit să pună capăt. Că de-aia a fost și această tăcere. Și-au dorit, da? Au pus această tăcere să se elibereze emoțional. Au blocat, da? Au mințit.
dar s-au mințit pe ei și s-au rănit mai rău, s-au intoxicat, s-au dus în altă parte și și-au făcut și mai multe probleme. Și mai multe probleme. Însă, și lucrurile au mers și mai greu. Însă, acum această stagnare, această izolare, această spânzurare într-o perioadă în care nu știm cât stăm izolați, i-a învățat să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și ce văd, dragii mei? Asul de cupe. O mare dragoste. Simt că o mare dragoste. Simt că sunt nebun după voi, care îl au de la zero și că și-ar transforma, și-ar schimba, restructura Saturn, Uranus, ce vreți voi, iar Scorpion, Vărsător, și-ar transforma întreaga viață. Pentru că v-am zis, îi inspirați într-un fel sau altul și iar apare transformare, da? V-am arătat. Din cartea oracolelor a apărut speaker. Unul dintre voi, bănuiesc că voi, da, voi care inspirați, vorbiți despre lucruri deosebite, spirituale sau neapărat, poate și la nivel profesional, poate sunteți ingineri și vorbiți despre, eu știu ce, descoperiri științifice și rămân, wow! Așa. Dacă nu sunteți ingineri, vorbiți, eu știu, despre altceva. Ideea este că ei sunt oarecum ucenici la școala vieții, ucenici în fața voastră, că voi sunteți aici profesorul spiritual. Eu așa vă văd. Și aveți într-un fel sau altul ori calități de lider, ori de conduceți ceva. Posibil că apare și muzica, îi inspirați să practice ceva deosebit, să iasă din cotidian, să lucreze cu ei, să se transforme, să se vindece. Îi inspirați. Să vindece niște chestiuni de familie. Probabil că anumite comportamente le-au văzut la părinți, la frați, la surori, familiile prietenilor, da? Și din acest motiv s-au portat într-un anume fel, cum majoritatea oamenilor se poartă, dar acestea nu mai sunt vremuri pentru oameni simpli și oamenii simpli trebuie să se transforme și întâlnesc oameni special tocmai ca să se transforme. Haideți să mai vedem. Pentru că sunt vremuri foarte, foarte speciale. Ho, 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 ho! Mai, ce frumoasă carte a venit. O carte, 5 de aer. Dar ce superbă este, nu? O carte a măștilor. Au purtat măști și nu doar cu voi. Am senzația că și față de ei n-au știut cine sunt. Și v-am zis, îi transformați. Toată situația asta îi transformă și e minunat dacă aveți o asemenea misiune în viața lor. Cartea a venit invers, adică încearcă și cu eremitul pe care l-am văzut mai devreme această transformare spirituală. Dați în urmă, că au apărut aici niște cărți. Încearcă să se transforme, să renunțe la măști. Măștile acestea pe care le-au purtat din familie, poate chiar, nu știu de ce, și din alte vieți anterioare. La capătul setului de cărți, ce aveți? Consilierul. Un soi de cavalerul de cupe, dar în aceste cărți altfel. Sunteți niște consilieri emoționale. Sunteți eroi în viața lor. Sunteți vindecători. Și aici, probabil că sunt ei 10 de aer. 10 de aer, știți că înseamnă trădări, dureri. Trebuie să se ridice. Prin ce? Printr-o vibrație a dragostei. Văd roz. Dragoste, dragoste necondiționată. Regina de aer. Posibil sunt semne de aer sau au această problemă în comunicarea emoțiilor. Niște chestiuni. Oricum, trebuie să... Interesant mesaj, da? Probabil în familie au fost învățați să fie foarte practici, să se manifeste strict practic și fizic, da, înțelegeți, falic. Ei! Și cu voi lucrurile se transformă. Și dacă se va pune la un moment dat punct sau s-a pus punct, nu uitați că moartea înseamnă și renaștere. Renaștere. Ceva nou. O altă viață. Da? În care... Lasă să se gândesc. Vor putea să se bucure și ei de dragostea asta pe care o împărtășiți, pe care o simt că vine dinspre voi, o vibrație pe care o emanați. Și ei trebuie să se echilibreze între cer și pământ, să-și dezvolte această latură spirituală.
Bine, astea erau la capătul setului de cărți. Haideți să mai tragem totuși o carte pentru numărul 4. Numărul 4. Ok. Interesant. Self. Wow, ce carte puternică. Ei își regăsesc sinele, esența, prin acest contact, nu zic musai relație, contact cu voi. Asta deja e arcana majoră în acest set de cărți. Și arcanele sunt împărțite pe mai multe categorii de evoluție. Deci ei plonjează direct de la stadiul de om simplu, comun. E o alchimie, cuvânt pe care îl folosesc foarte des în ultima vreme. Nu știu de ce, probabil cu un scop. Foarte intensă, radicală. E ca și când, într-un timp foarte scurt, un sculptor, să zicem că sculptorul este divinitatea, folosește apa și pământul, lutul, și le transformă într-un timp foarte scurt într-o capodoperă. Așa simt cu acest sine. Ei își regăsesc sinele. Încep să se gândească la lucruri care țin de spiritualitate. Bine, spiritism, la început, dacă au obicei să asculte și tarotul, tarotul, v-am zis eu cândva, nu înseamnă doar spiritul. E la limita. Depinde de fiecare cum îl manifestă. Și ce ar mai fi de putut aici? Wow. 7. Visează. Vă visează. Și trezirea asta se face pe calea visului și pe cale telepatică, o cale emoțională. Wow. Ce carte. Posibil că voi sunteți foarte conștienți de ceea ce aveți, de darurile pe care le exprimați în public, a apărut speaker, da? Și v-am zis, ei renunță la măști. Wow, ce transformare! Ce mesaj! Și își regăsesc sinele, dragii mei. Și ce-o fi, o fi, important este că aveți sunteți declanșatorii unui asemenea fenomen în interiorul lor și la nivel emoțional, spiritual. Iar pentru unii dintre voi, vor marca și pe nodul nord și nodul sud, posibil ei se ridică de la nivel... Wow! Chakrele, ultimele chakre, le blocau accesul la celelalte superioare. Și probabil că aici trebuie să se dezlege, că am văzut un diavol la un moment dat, da? Și să iasă din acel blocaj, da? Terestru, 3D. Doar mâncăm, ne facem casă, ne ducem, ne... și noi, da? Ca tot Tomul. Dar mai mult de atât nu cred că erau obișnuiți. Și probabil că aici era provocarea, întâlnirea cu voi. Să le aprindeți acest foc interior, să simtă sufletul, să-și simtă spiritul. Bine. E cale lungă, dar călătorie spirituală, da? Au început-o. Odată cu voi. Sau prin întâlnirea cu voi. Cam aceasta ar fi etalarea. În sfârșit am făcut-o, Doamne, și câte provocări, câte întreruperi, câte discuții pe aici, pe hol. Am reușit să o fac. Mă bucur. Abia aștept să aflu cât rezonează, măcar pe aici, pe acolo. Am zis, nu uitați că chiar și cele mai scurte mesaje sunt suficiente. La un moment dat, să le apreciem cum se cuvine. Vă doresc dragoste. Dragoste! Pace! Creștere spirituală! Protecție divină!